calitate 4K sau 4K. Și vreau să vedem care va fi diferența, dacă diferența este mare. Culorile văd că sunt un pic diferite de cele de pe telefon. Un pic de veră, un pic e mai rough. Ajutați-mă, vă rog, cum se zice rough. E drept că nu m-am machiat aici, adică numai buzele, ochii și multe farturi, nu mi-am pus fond de ten și asta oricum se vede pe cameră mai tare decât pe telefon. Dar vreau să încerc și să vedem cu această cameră cum va filma, cât de bine și ce rezultat. Cu această cameră. Dacă nu o să-mi placă ce va ieși pe telefon, pe calculator, o să revin la telefon, că e mult mai comod. Dar sunetul aici trebuie să fie mult mai bun decât acel de pe telefon, pentru că aici stă inside the camera un microfon foarte bun care captează foarte bine sunetele din ambient. Se aud foarte, foarte, foarte bine. Quindi, așa că vreau să văd ce sunet voi avea. Vom avea în acest video. Pentru mine sunetul este mai important acum, pentru că în toate videourile precedente, cum le știți, sunetul se aude foarte încet. Și pentru ASMR asta nu este ok, pentru că ASMR se bazează pe sunet, nu pe imagine. ASMR-ul poate nici să nu aibă o imagine sau să aibă o imagine statică, dar e important care video. Haideți să începem cu niște hand sounds și vreau să vă arăt ceva. Am aici cu mine un set de cărți de jucat, doar că sunt mai mult decorative. Și dacă vreți, putem juca în această seară un pic. Dar sunt mai mult pentru reușeam să încarc camera pentru că are încărcător american, dar până la urmă am reușit să-i dau de capăt și am găsit o posibilitate, o modalitate de încărcare direct în cameră cu micro USB cablu și am încărcat bateria. Yay! Așa că putem filma. Sounds ale vostre preferate.